Bună seara, dragi telespectatori! Mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Recurs la Istorie. Așa cum v-am obișnuit cu diverse subiecte și teme din perioade diferite ale istoriei, și istoria națională și istoria universală, pentru că este vară și în acest sezon estival și în județul nostru și întreaga Oltenie și întreaga țară sunt evenimente culturale legate de anumite tradiții populare, ziua unor localități, tot ceea ce înseamnă istorie locală, venind pe filonul acesta tradițional și comunitățile respectând patrimoniul acesta imaterial, renodând de fiecare dată istoria și cultura, așa cum au moștenit-o din moși strămoși. De aceea vă propun pentru această perioadă să vorbim despre aceste sărbători tradiționale și îl am pentru aceasta pe invitat pe domnul doctorand Sabin Lungoci. Bună seara, domnule. Bună seara. Director, pentru că sunteți în premieră la televiziunea VTV și la emisiunea Recurs la Istorie, vă spun bine ați venit și trebuie să spunem telespectatorilor câteva cuvinte despre invitatul nostru. Este de scurt timp a obținut funcția aceasta de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea. Îl și felicit cu această ocazie. Domnule Sabin Lungoci, spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră ca telespectatorii să vă cunoască mai bine, după care vom vorbi despre evenimentele care au avut deja loc la acest debut de estival, acest debut de vară, petrecute în Vâlcea, dar nu numai în Vâlcea, pentru că dumneavoastră ați participat și la un seminar important care vorbește despre patrimoniul imaterial, despre toate aceste valori pe care noi le-am moștenit din moși strămoși și iată, ele sunt recunoscute internațional de UNESCO și se fac eforturi mari pentru conservarea lor, promovarea lor în forma lor autentică. Fie că vorbim de ceramică, fie că vorbim de meșteșuguri, alte meșteșuguri, de anumite tradiții pe care trebuie să le păstrăm și ele au fost recunoscute pentru autenticitatea lor. Dar aș vrea să vorbim despre dumneavoastră, pentru că sunteți și ca și noi din acest domeniu al culturii, al muzeografiei, veniți, ați lucrat la Muzeul Statului de la Bujoreni și iată aici se împletește și pasiunea și profesia dumneavoastră cu emisiunea noastră și cu telespectatorii noștri fideli care vor să afle mai multe lucruri despre istorie și despre ce însemnătate au valorile noastre tradiționale populare românești. Sigur că da. Înainte de a prelua conducerea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, am lucrat pentru o perioadă de 8 ani și încă mai figurez ca angajat al acestei instituții la Muzeul Județean Vâlcea, secția Muzeul Satului Vâlcean. Desigur, aceste două instituții se înrudesc foarte mult și se aseamănă foarte mult, însă există și mici diferențe. Dacă la Muzeul Satului Vâlcean avem de a face mai mult cu o conservare și o promovare a patrimoniului cultural material, sub toate formele sale, începând de la arhitectura tradițională vâlceană, casele tradiționale românești, dar și tehnica. Tehnica lor. Apoi avem depozitele cu obiecte tradiționale, depozitul de ceramică. Avem depozitul de textile care cuprinde atât covoare, dar și costume populare. Avem depozitul de mobilier ocupații cu tot ceea ce reprezintă el, atât în ceea ce privește prelucrarea lemnului, dar și celelalte obiecte de lemn prelucrate de către comunitățile rurale din județul Vâlcea. Deci abordarea este un pic diferită. Dacă la Muzeul Satului accentul este pus pe etnografie și folclorul este în plan secundar, la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea se schimbă oarecum proporția, astfel că partea de folclor devine oarecum dominantă în anumite momente
Și partea de etnografie este în plan secundar, însă o greșeală pe care o fac foarte mulți telespectatori și oameni iubitori ai culturii tradiționale este să considere această instituție ca o instituție eminamente folclorică. Este o percepție greșită, înrădăcinată de-a lungul anilor, din diferite motive, unele induse, altele pur și simplu din necunoaștere. Instituția are un obiect mult mai larg de activitate. E adevărat că se ocupă în principal de formele de valorificare, conservarea, de metodologia, îndrumare axiologică, promovarea în direct. Prin spectacole, prin și așa se face promovarea, nu? Și prin târguri, spectacol, prin festivaluri. Evident. Și probabil că lumea așa a luat contact. Lumea așa a perceput ca fiind eminamente folclorică, ceea ce nu este adevărat. Centrul desfășoară simpozioane, colocvii, care arată natura unor evenimente, cum ar fi zona teatrală, care nu este neapărat o zonă tradițională, literatură, poezie, poezie patriotică, în speță, expoziții de icoane pe sticlă, expoziții de icoane, expoziții de alte obiecte manufacturate, unele tradițional, altele mai puțin tradițional. Deci târguri ale meșterilor. Târgul ale meșterilor. Se vede și meșteșugul, nu mai produsul. Evident, el poate fi privit sub două aspecte. Aspectul material al produsului finit, ce înglobează munca și dărnicia meșteșugarului, dar și sub aspectul imaterial. Dacă ne referim la simboluri, la metodele de prelucrare și așa mai departe. Deci există acest aspect dual. Uneori iese în evidență aspectul material, în speță la Muzeul Satului Vâlcean, iar la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale predomină partea imaterială, elementul viu al culturii tradiționale vâlcene. Centrul de creație, cum era pe vremuri, că a avut și aceasta, ca și Direcția pentru Cultură a avut destul de multe denumiri. Centrul de creație asta face, își propune să conserve, să prindă în arhivă tot ceea ce este meșteșug, folclor autentic. Aceasta este arhivează, nu? Latura, aveți o arhivă bogată. Da, este latura științifică de cercetare care a fost încă de la începutul centrul, de la 1 martie 1968, de când s-a înființat acest centru, a fost statuat în actele de înființare că se va ocupa și cu cercetarea, arhivarea tuturor elementelor de cultură imaterială, deci, sub toate manifestările ei. Iată că peste puțin timp veți sărbători o jumătate de veac de activitatea Centrului de Creație, da, încă de denumit. Încă de acum ne planificăm o serie de evenimente. Este o coincidență frumoasă. Se împlinește și 100 de ani de la Marea Unire în același an, 50 de ani de la nașterea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea. Deci vor... Și centenar de la unirea... Evident, cum spuneam, o coincidență foarte frumoasă și va trebui sărbătorit această suită de evenimente pentru o serie de manifestări culturale care să aibă oarecum legătură. O istoria unei instituții culturale, așadar, care, iată, a strâns această bază, această arhivă, așa și cum Direcția pentru Cultură, a strâns în ceea ce privește istoria monumentelor istorice. Aici vorbim de patrimoniu imaterial care trebuie păstrat așa cum l-am moștenit, nu? Pentru că de multe sigur ori că da. Arta aceasta se pervertește. Mai vedem și la Târgul Ceramicii Populare, am fost împreună în juriu de la Cocoșul de Hurez și am văzut că mulți meșteri, pentru că produsele lor s-ar vinde mai bine, adoptă alte stiluri moderniste, să spunem, iar pe cele tradiționale, așa cum le-au moștenit, ei le cam uită. Este una din funcțiile de bază ale centrului, funcția metodologică de îndrumare, de a păstra vii acele elemente care sunt autentice, neîntinate, de a le prezerva, de a le arhiva pentru ca generațiile viitoare să le perceapă așa cum au fost ele inițial gândite și practicate, ci nu cum cred alții că ar trebui să arate ele, adică din auzite sau din diverse materiale. Iar aici rolul este și al dumneavoastră, dar al tuturor
și al meșterilor, dar și al edililor unor localități care trebuie să înțeleagă foarte mult să vă sprijine în acest efort, nu? Da, se pare că până acum am sesizat o deschidere foarte mare a edililor din diverse localități ale județului Vâlcea. Aceștia sunt dispuși să sprijine sub multiple forme manifestările centrului, inclusiv financiar, dar și prin logistică. Primim semnale din toate orașele și comunele județului că aceștia sunt dispuși să sprijine în continuare, chiar să și intensifice eforturile de a sprijini cultura tradițională vâlceană. Aș vrea să le mulțumesc pe această cale. Este, uitați, este chiar o ocazie potrivită. Sunt foarte mulți primari care sunt foarte vrednici în ceea ce privește promovarea culturii și să țină de anumite tradiții culturale în localităților. Iar alții poate că nu. Nu mai consideră că, mă rog, cultura ar fi importantă decât în anumite momente. Se pare că există și astfel de edil, dar rolul nostru este să-i atragem în acest spectacol al manifestărilor etnografice și folclorice, să le demonstrăm că poate să fie o modalitate prin care ei să își revitalizeze cultura locală. Noi suntem aici să îi ajutăm și suntem deschiși oricând. Deci veniți din domeniul acesta, veniți de acolo, de la Muzeul Satului, și atunci, bineînțeles că ați înțeles foarte bine ce se întâmplă cu acest domeniu, de ce ar fi nevoie pentru ca aceste tradiții să fie păstrate și că meșterii populari pe care i-ați cunoscut foarte bine de-a lungul multor evenimente care s-au întâmplat acolo și Satul Bunicilor și alte evenimente care se întâmplă la Muzeul Satului, pentru ca să fiți aproape de ei, de acești meșteri populari, să-i încurajați, pentru că încet, încet vedeți aceste tradiții, foarte bine ați văzut, ele se pierd dacă acolo tinerii nu înțeleg să ducă mai departe ce au învățat de la bunicii lor. Da, există părinților. Anumiți tineri, nu trebuie să generalizăm, în general aceste meșteșuguri și activități tradiționale au încăput pe mâini bune și ele merg în direcția bună. Dar anumiți tineri sau persoane au înțeles să exploateze latura comercială a acestor activități. Însă este o minoritate în raport cu ceea ce se întâmplă în domeniul meșteșugurilor. În urmă cu câțiva ani, în 2007, am fost în Olanda, într-un schimb cultural, cu Brădulețul, cu ansamblul Brădulețul de la Horezdu și cu meșterii populari ceramiști, și acolo am văzut un dans al saboților, interpretat de octogenari, de nonagenari, și ei se văitau că nu mai sunt tineri, nu mai are cine să ducă obiceiul acesta, al dansului acela. Da, și el se pierdea odată cu acești bătrâni care mai știau dansul, se pierdea acest dans. Deci, acest lucru este evident în anumite comunități. Tocmai de aceea, recent am participat la un seminar național ce a avut loc la București, organizat de către Ministerul Culturii, dar și de Centrul Regional pentru Salvgardarea Patrimoniului Imaterial din Sud-Estul Europei, care își are sediul la Sofia, în care s-a discutat despre implementarea Convenției UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial la nivel național. Are foarte mare legătură cu ce mi-ați spus adineaori și o să vă exemplific. Foarte interesant. N-am participat la acest simpozion. În schimb, am avut și noi anul trecut la Sighișoara, tot Ministerul Culturii, împreună cu UNESCO, au organizat tot un seminar asemănător, în schimb pe această problematică a monumentelor istorice UNESCO, și bineînțeles că și noi avem Mănăstirea Curezi, un obiectiv UNESCO din anul 1992, care este singurul obiectiv UNESCO internațional de la sud de Carpați. Deci, da. Ce ține de patrimoniul material de la sud de Carpați. Este o mare realizare a specialiștilor de la Institutul Național al Patrimoniului, pentru că au reușit să includă acest obiectiv
cultural și religios în patrimoniul mondial UNESCO. Așa cum a fost inclus și meșteșugul Olăritului, meșteșugul ceramicii populare de la Horez. În patrimoniul cultural imaterial, puțin mai târziu, dar totuși cu efecte vizibile. Alături de Doina, de Călușul. De Căluș. Călușul a fost în 2005, Doina un pic mai târziu și ceramica de Hurezu în 2011, 2012. Deci acest simpozion, implementarea la nivel național a Convenției UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural material. Ce obiective, ce și-a propus acest simpozion? În primul rând, dați-mi voie să spun câte ceva despre simpozion în sine și apoi despre obiectivele concrete ale acestui simpozion. Simpozionul a avut loc la București, la Muzeul Satului Național Dimitrie Gusti, în perioada 13-17 iunie. Bineînțeles că obiectivele generale ale UNESCO au fost statuate prin Convenția de la Paris din 2003, care a intrat în vigoare în România, începând cu 1 ianuarie 2016. Ea, practic, a fost adoptată sub forma legii 410 din 29 decembrie 2005. Bineînțeles că obiectivele sunt cele unanim cunoscute de prezervarea anumitor elemente ale comunităților ce țin de identitatea comunităților. Dar acest obiectiv general este compus din câteva elemente ce trebuie clarificate, elemente secundare, cum ar fi termenii de salvgardare, reprezentativitate și inventariere. Ei par niște termeni oarecum disipați, dar au o mare legătură cu patrimoniul cultural imaterial. Bineînțeles că participarea a fost și la de nivel internațional. Aș menționa aici pe doamna doctor Naila Ceribasic, consilier educațional în cadrul Institutului de Cercetare în Etnologie și Folclor din Zagreb, care este totodată și membru în Comitetul Executiv al Consiliului Internațional pentru Muzică Tradițională și lector UNESCO pe implementarea efectivă a acestui tratat internațional, acestei convenții de la Paris din 2003. Și doamna Panaiota Adrianopoulou, care este expert în etnologie, lector UNESCO în patrimoniul cultural imaterial și etnolog în cadrul Ministerului Culturii ELEN. Programul a fost, cum v-am spus, structurat pe 5 zile, astfel încât să poată să fie mai ușor de asimilat anumite noțiuni. Astfel s-au discutat de la concepte cheie din Convenția pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, cum ar fi termenii, explicarea termenilor de salvgardare, de inventariere, ce este o comunitate, ce este reprezentativ pentru o comunitate. Bineînțeles că ele au fost exemplificate cu filme documentare, cu exemple concrete din patrimoniul cultural imaterial universal și național. Alte chestiuni care s-au discutat în cadrul acestui simpozion este cine și ce poate face pentru implementarea convenției. S-a discutat despre state, despre comunități, despre ONG-uri, despre experți și alte persoane interesate care pot să sprijine revizuirea politicilor culturale în acest sens. Evident, acolo unde este nevoie, aceste politici culturale vor trebui revizuite sau refăcute pentru a permite introducerea în patrimoniu cultural imaterial a anumitor elemente de cultură reprezentative pentru anumite comunități. Și avem exemple pe care le-ați menționat și dumneavoastră și pe care și acolo au fost menționate, cum ar fi ritualul Călușului, care a fost introdus în patrimoniul UNESCO în 2005, dar este cunoscut pe plan internațional încă din timpuri mai vechi, cum ar fi de la conferința de la Londra, conferința din 1937, unde a câștigat medalia de aur. În acest sens, doamna conferențiar universitar dr. Narcisa Știucă de la Facultatea de Litere, Departamentul de Studii Culturale, a prezentat un material în acest sens, un material demonstrativ cu absolut toate explicațiile științifice ale acestui fenomen îndelung cercetat și de către alți etnologi și istorici din România. Apoi, doamna doctor cercetător Corina Mihaescu,
din cadrul Institutului Național Patrimoniului, a prezentat un material, tehnici de prelucrare a ceramicii de Horezu. Pentru spectatorii sau telespectatorii care nu știu același lucru, doamna cercetător dr. Corina Mihăescu s-a ocupat personal, ea este cea care a contribuit la realizarea dosarului pentru introducerea în patrimoniul imaterial UNESCO a ceramicii de Horezu. Mai ales că dânsa și crease aici acest studiu și care s-a transformat până la urmă într-o monografie, chiar așa intitulat, Ceramica de Horezu. Deci avea toți meșterii cu tot istoricul lor și tehnica prelucrării. De fapt, tehnica aceasta a prelucrării lutului la Horezu, aceasta a fost înscrisă în patrimoniul imaterial. Deci s-a discutat și ca studiu de caz și ceramica tradițională de Horezu. Da? Evident, a devenit, începând cu 2012, a devenit un fenomen internațional despre care foarte multă lume discută. Nici acum nu ne dăm seama cât de mult ne promovăm prin aceste valori care au intrat în patrimoniul UNESCO. Cred că locuitorii și edilii din zona orașului Horezu au început să realizeze importanța introducerii în patrimoniu mondial UNESCO a ceramicii de Horezu după ce numărul vizitatorilor a explodat în această zonă, vizitatorilor în special a celor străini. Atunci au realizat poate cu adevărat importanța concretă. Cum se poate materializa concret o asemenea realizare? Mulți turiști, mulți cercetători descoperă România prin aceste valori de patrimoniu care au fost înscrise în UNESCO. Foarte, foarte important aceste. Și despre care vreau să ne spuneți dumneavoastră, dacă s-a mai discutat ceva legat de alte propuneri pentru a fi clasate în acest... România are în prezent în derulare mai multe proiecte de introducere în patrimoniu cultural imaterial UNESCO, atât la nivel național, adică singulare la nivel național, dar și în cooperare cu alte state. Sunt promovate în prezent, se pare că cele multinaționale. Astfel cu Republica Moldova există un proiect comun de introducere a meșteșugului țesutului covoarelor în patrimoniul cultural imaterial UNESCO. Proiectul se pare că este destul de avansat și în curând forurile decizionale ale UNESCO își vor da cu siguranță verdictul și va fi o mare realizare. Deci acum se completează acest dosar, nu? Acum s-a completat acest dosar, acum este deja la... Trebuie să fie ceva foarte rar, foarte original, foarte autentic. Sunt foarte multe există foarte multe aspecte. Să stea la baza acestui Se discută, în general, se discută la modul frumos, că ar fi frumos. Dar în spatele acestei frumuseți există o muncă tehnică foarte laborioasă și foarte precisă. Aș putea să o asemăn cu munca de contabil, dacă vreți. Da. Fiecare rubrică trebuie completată cu un anumit număr de cuvinte și anumite cuvinte trebuie să se regăsească cu un anumit înțeles. Da. Asta din punct de vedere strict tehnic, vorbind la un nivel general. Da, da. Apoi, și acele argumente să transpară foarte clar și să fie foarte bine fixate. Să nu, foarte concise, nu existe loc de interpretare. Da, exact. Asta din punct de vedere al realizării dosarului. Apoi există o perioadă foarte lungă în care aceste dosare sunt analizate. După analizarea acestor dosare, o serie de experți UNESCO vin să verifice la fața locului dacă cele menționate în dosarul respectiv sunt adevărate sau nu, coincid cu realitatea de pe teren. Iar apoi, după clasare, domnule director, vin și acele măsuri care trebuie, obligațiile care trebuiesc ținute, să spunem, pentru fiecare dintre aceste valori, pentru că altfel ele pot fi și foarte ușor declasate. Pot fi foarte ușor declasate, ele se pot perverti sau pot dispărea pur și simplu. Din periodic, o serie de experți UNESCO vin să verifice la fața locului aceste aspecte foarte tehnice. Periodic, din câte am înțeles eu, din 2 în 2 ani vin acești experți și verifică la fața locului dacă realitatea de pe teren coincide cu ceea ce s-a declarat la momentul realizării dosarului. De originalitate, de autenticitate, v-aș da exemplu Mănăstirii Hurezi. De ce a fost ea clasată în patrimoniul UNESCO? Pentru că este unică pe acest glob, în această lume. Este unic acel stil românesc, brâncovenesc, original,
E adevărat, cu elemente renascentiste ale barocului italian, dar foarte multe și din tradiția arhitecturii românești și a elementelor arhitecturale românești. De aceea Hurezia a fost, pentru că la un moment dat ne gândeam și chiar am înaintat un dosar privind mănăstirea Cozia, să fie și ea clasată în UNESCO. Însă aici similitudinile cu cele mănăstirile de pe Valea Moravei, de la Vucedol, de la Rabanița, de la mai multe mănăstiri din Serbia și pentru că meșterii erau aceiași, meșterii care au venit în timpul lui Mircea cel Bătrân și au zidit Cozia la 1388, au zidit și pe cele de pe Valea Moravei și atunci, fiind similare, e foarte greu să Este le... exact ceea ce am discutat înainte, acel cuvânt autenticitate Autentici, și originalitate, da, reprezentativitate. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite atât în domeniul patrimoniului cultural exact. material, dar și în cele ale Cred patrimoniului că, cultural eu nu imaterial, știu, poate știți dumneavoastră, cred că au mai fost astfel de proiecte care au eșuat până la urmă. da, au Nu? fost o serie de proiecte Da. care au eșuat. Spune. Da. Un alt proiect despre care aș vrea să discut, un proiect multinațional, este cel de introducere în patrimoniul cultural imaterial UNESCO al mărțișorului. Acesta este un proiect la care s-au raliat mai multe țări din Balcani. Așa, exact, asta am vrut să mă întreb, pentru că n-ar fi numai pentru români. Este și în zona aceasta balcanică, Evident, mai ales la bulgari, Bulgaria, Partenița, Martenița. Serbia, Macedonia, Da. Albania, Albania. Republica Da. Moldova și România, bineînțeles. Se pare că inițial și Grecia fusese raliată în acest proiect, dar s-a retras ulterior, din motive care nu sunt foarte clare nici pentru Comisia UNESCO și nici pentru ceilalți care sunt Și nespecialiști. au dat seama că nu-i reprezintă? Posibil. Nu aș putea să spun Da, motivul da. exact al acestui gest al lor, dar acest lucru a determinat oarecare întârziere a procesului de autentificare și de adoptare a acestei convenții UNESCO. Pentru că tot am avut sărbătoarea ei, îmi spuneați dumneavoastră că și ea ar fi propusă Da, este pentru propusă, din o câte știu clasare. eu, este la nivel de dosar la Ministerul Culturii, deci practic ea nu, din câte știu eu, nu a fost înaintată forurilor UNESCO. Cel mai probabil undeva anul acesta dosarul va fi definitivat și va fi înaintată forurilor UNESCO. Ca o particularitate, s-a discutat despre IA tradițional românească. Nu IA în general, pentru că se pare că ei au mai multe țări, atât din Europa, dar și din Absolut. continentul asiatic Absolut. și din alte continente, chiar și America de Sud. Deci acea IE specifică românească, elementele definitorii ale IE românești. În acest sens este destul de complicat de lucru cu aceste două pentru a explica ceea ce este autentic, elementul autentic tradițional Mai spuneți, o românesc. altă propunere ar fi pe viitor jocul fecioresc? Da, este jocul fecioresc care este prezent în zona Transilvaniei. În acest sens, domnul profesor Zamfir Dejeu, care a participat și dumnealui la acest simpozion, a făcut o prezentare a jocului. A venit chiar și cu o carte scrisă despre acest joc destul de foarte interesant, după părerea multor specialiști la nivel național, dar și internațional în jocuri și tradiții. Și a făcut o demonstrație practică la fața locului, demonstrație care a fost filmată de către organizatorii acestui seminar. Dosarul se pare că este în lucru încă din 2003. Deci sunt peste 13 ani de când se lucrează la acest dosar și este la UNESCO. Ca o paranteză, se pare că anumite țări ar fi avut anumite intervenții să nu se acorde acest titlu, dar nu este în spiritul UNESCO ca alte țări să intervină în deciziile altor țări care vor Da, interesant. să introducă anumite Interesant să nu elemente, influențeze, da. să nu influențeze Da, acest proces mi se pare corect. decizional. Mi se pare corect. Fiecare știe foarte bine ce valoare are și știe cum Și să-și le reprezinte. există șanse foarte mari ca și dansul fecioresc din Ardeal cu multiplele lui variațiuni, sunt vreo 13 variațiuni, Da. numai cele
ca să vorbesc de cele prezentate de domnul profesor Zamfir Dejeu. Asta e foarte bine, asta e foarte bine pentru că te motivează, te încurajează pe fiecare în parte, deținătorii și comunitatea în sine, toți au de câștigat după aceste clasări și apariția lor în lista UNESCO, însă te și obligă foarte mult. Te și obligă foarte mult, mă gândeam acum tot la meșteșugul tradițional al Olăritului, de la Hurezi, că măcar atunci când vorbim de meșteri adevărați, să-i putem separa de cei care fac arta chici și atunci când este târgul ceramicii populare, tradiționale, din care s-a internaționalizat în ultimii ani, măcar atunci să nu mai vedem piticii aceia, berzele, fofezele și toate, tot ce știm că există la fiecare stand, la fiecare magazinaș de pe strada Olarilor sau strada principală. Practic, principală. Din câte am observat la ultima ediție a Cocoșului de Hurez, există o selecție naturală. Da. Aceștia dispar de la sine, rămâne decât autenticul. Da, să știți că este și rolul autorităților locale care au înțeles. Este și rolul autorităților. Ne-au ascultat și sfaturile noastre și și-au dat seama că este un standard, atunci mai ales când vorbești de UNESCO, și măcar atunci când este acest târg, am înțeles că trebuie să separe chiciul de autentic. Da, că toți ați vorbit despre comunități. S-a discutat despre acest termen, despre comunități și ce rol au ele în implementarea rezoluțiilor UNESCO, despre salvgardarea anumitor elemente de către comunități. Noțiunea de comunitate este o noțiune largă, dar se pare că o comunitate poate să fie formată și din 2-3 persoane, în sensul Convenției UNESCO. Interesant. Și a fost exemplu unei comunități de maici, de la Mănăstirea Țigănești, din comuna Ciolpan, de lângă București, da, care, în cadrul unor ateliere, realizează anumite covoare tradiționale românești, după anumite tehnici de prelucrare specifice. Și s-a discutat, din punct de vedere tehnic, dacă acea mănăstire reprezintă o comunitate. Și da, care a fost vizita. A fost o vizită la fața, au fost o vizită la fața locului și să se vadă concret despre ce e vorba. Metodele tradiționale de realizare a acestor țesături, împletituri. Și este o comunitate. Da, o comunitate poate să varieze de la 3 până la chiar mai multe. Chiar dacă ceilalți din zonă nu dau niciun sprijin în acest sens. Nu are nicio relevanță despre ceea ce cred ceilalți, ci despre ceea ce crede comunitatea că este reprezentativ pentru ea. Dacă cum e valorizată ea ca și comunitate până la urmă. Da, dacă comunitatea întotdeauna va câștiga din introducerea unui acest element în patrimoniul imaterial UNESCO. Decât de câștigat. Eu așa evident, numai de câștigat așa. Din aceste demersuri care se pare că devin din ce în ce mai stringente pentru anumite comunități pentru a fi salvgardate. Așa cum au de câștigat cei de la Vaideni, pentru că în aceste zile, ieri și astăzi, la Vaideni s-a desfășurat cea de-a 48-a ediție a festivalului păstoresc Învârtita Dorului. Nedeia, de fapt, Nedeia păstorească, cea care din 1968 a fost adusă din munte, pentru că era o sărbătoare câmpenească, de fapt, în munte, unde se întâlneau ciobanii, erau și schimburile acestea maritale, fetele își găseau de măritat feciorii, așa cum este și pe Muntele Găina, nu? Deci un obicei care s-a transferat de acolo, din munți, de pe munte, și Nedea are o atestare documentară de la 1373. Este amintit în documente cornul Nedeii. Sunt foarte multe toponime acestea cu muntele Nedeii și amintesc de această sărbătoare câmpenească din perioada aceasta sânzienelor, nu? Drăgaica, sânzienele, da, Sfântul Ilie. Ele au mai multe denumiri în funcție de regiunea geografică și în general sunt legate de sărbători religioase. Da. Acum diferă de la o zonă la alta. De exemplu, în zona Argeș există obiceiul ca cei din mărginimea Sibiului să vină la satele gemene din zona, da, Argeșan, în zona Corb, de exemplu, și vin
cei cu același nume se duc la familiile cu același nume, da. Deși ei nu se mai cunosc de generații. Cum sunt, de exemplu, cei din Jina, din Sibiu, vin la jinarii din, da. De la Vaideni, pentru că ei au venit opresați religios, mă rog, era zona aceasta Ardealul, de acele și zic ungureni, că sunt veniți din Ardealul din Ungaria, secolele 18 cu precădere, și s-au stabilit în comunitățile noastre. Și la Băbeni este acel sat din Băbeni de păstori oieri, și mai ales aici. Deci oaze de oaze ale mărginimii Sibiului, de Ardeal, într-o poltenie de sub munte. Chiar s-a discutat în cadrul acestui seminar despre posibilitatea introducerii nedeilor în patrimoniul cultural imaterial universal. Cele două reprezentante, respectiv doamna doctor Nalia Ceribasic și doamna Panaiota Adrianopoulou, au fost întru totul de acord că este absolut fezabil, da. Și este în spiritul Convenției UNESCO ca acest obicei să fie introdus în patrimoniul cultural imaterial. El este reprezentativ pentru tot spațiul cultural românesc. Absolut. Și ar putea... Pentru că este, domnule director, după cum știți, e o tradiție străveche. Ea este, cum a spus, legată de sărbători religioase. Însă ea a fost foarte, foarte veche. Chiar vine de la, se spune, de la daci. Pentru că asta sărbătoreau. Erau transhumanți, erau păstorii care sărbătoreau. Deci este o sărbătoare foarte, foarte veche. Și iată că aici la Vaideni foarte bine s-a păstrat și portul popular și dansul, cântecele, melosul popular din mărginime. Și ei, de unde sunt răspândiți din toată lumea și din toată țara, vin în aceste zile să se întâlnească. Este și o întâlnire a fiilor satului, de fapt. Este o sărbătoare extraordinară, sărbătoarea învârtită a Dolului, care a avut loc astăzi la Vaideni, și aș vrea să subliniez că Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea a fost unul dintre inițiatorii acestui proiect. Absolut, deci absolut. A fost cel care a inițiat acest proiect. Centrul de creație a fost de la început. Atunci din și aș vrea pe această cale să adresez autorităților, am și făcut de altfel propunerea, da. Să reînnoim această colaborare care din anumite motive s-a întrerupt la un moment dat. Trebuie să amintim și eforturile profesorului Vicu Bartolomeu Todeci, care a avut un rol hotărător aici, în păstrarea valorilor autentice. Da, chiar s-a discutat la lansarea de carte despre rolul major al dumnealui. Și pentru că avem și centenarul războiului, intrării României în război în 1916, aici s-a lansat și note și amintiri, impresii din război de la sublocotenentul M. Mihai Ionescu. Și bun, și alte evenimente, poveștile de la șezătoare, poveștile legate de cuplurile din tradiționale, din Vaideni, și istoria lor, cu toată istoria lor, cu venirea lor aici, dincolo de munte, au traversat muntele și s-au stabilit în acea localitate numită Vaideie, pentru că erau săraci, într-adevăr, dar au avut perioadă când au fost foarte prosperi. Era o perioadă de începuturi pentru ei. Păcat că acea perioadă nu mai regăsim acum, însă ei nu și-au uitat nici tradițiile, nu și-au uita nici obiceiurile acestea și sunt crescători de oi. Este una dintre cele mai prospere zone. Încurajați. De fiecare dată, știu că în fiecare an când am mers la simpozioanele acestea s-a pus problema aceasta, că trebuie încurajați să păstreze aceste obiceiuri și tradiții. Trebuie încurajați, dar oricum am sesizat o înclinare nativă a lor spre păstrarea acestor obiceiuri. Sunt unii dintre cei mai buni păstrători ai tradițiilor din județul Vâlcea. Pentru că ei trebuie încurajați să-și crească oile în continuare și să facă ce au făcut bunicilor. Să nu ia alte ocupații. Aici sau să revine și rolul anumitor instituții de diferite feluri din județul Vâlcea. Mai ales că atâți miniștri de-a lungul timpului au fost din Vaideni și acum au participat și domnul chiar ministru. Chiar și actualul Ierimescu. Ministru. Da. Și de aceea participăm cu bucurie și la învârtita Dorului. Domnul primar Achim Băluț este un primar foarte bun, tânăr și inimos, știe să-și promoveze și în afară valorile tinerii aceștia care cântă, dansează,
cântă la fluier, la alte instrumente, deci păstrează și portul popular, portul lor frumos cu alb și cu negru, tradițional popular românesc. Domnule director, nu aș vrea să încheiem emisiunea fără să ne spuneți ce ne mai pregătiți pentru această perioadă a lui Cireșar, dar și proiecte de viitor pe parcursul acestui an, să spunem. Da, chiar astăzi au avut loc la Bunești, în timp ce noi sărbătoream învârtita dorului la Vaiden, la Bunești a avut celebrarea Zilei Comunei și a sărbătorii Căpșunului. Deja celebra sărbătoare a Căpșunului de la Bunești, unde Rapsodia Vâlceană, ca de obicei, a încântat pe locuitorii acestei comune cu cântecele tradiționale, atât din zona Olteniei, dar și din zona Transilvaniei și Moldovei. Da. După cum știți, Rapsodia Vâlceană are un repertoriu bogat în acest sens din toate zonele geografice ale României. Și aici comunitatea și împreună cu dumneavoastră, de fiecare dată i-ați încurajat pe acești cultivatori să nu piardă din vedere cultivarea acestui fruct și să-l sărbătorească în fiecare an așa cum o făceau. Pentru că poate au fost și perioade când acest fruct nu mai era chiar atât de cultivat în zona Buneștiului. Da, noi ne-am făcut datoria, ca de obicei, centru prin specialiștii care activează în cadrul lui, dar și autoritățile locale, în speță domnul primar Radi, Viorel Radi, am sesizat o deschidere extraordinară către proiectele culturale desfășurate de centru și ne-a promis în continuare sprijinul dumnealui. Noi, de altfel, cum v-am spus, colaborăm foarte bine cu majoritatea instituțiilor și primarilor din teritoriu. De exemplu, peste câteva zile, miercuri, pe 29, o să aibă loc la Păușești Măglaș sărbătoarea tradițională a Teiului, o sărbătoare a comunității locale, intrată deja în tradiție. Avem ca parteneri primăria de acolo, domnul primar de Diu de asemenea ne-a sprijinit în implementarea anumitor proiecte culturale. Și este și această localitate o localitate plină de istorie, o istorie străveche cu boieri care au fost în zonă. Avem și noi un obiectiv important acolo pe care îl protejăm. Este vorba despre conacul Oromolu, fostul spital, de plămâni. Cred că a fost un sanatoriu acolo, în acea zonă, dar, de fapt, era conacul acestui boier, care a fost și guvernatorul Băncii Naționale, Oromolu. Da, deci sunteți și în această localitate și cred că mai participați și la alte, nu? Mai organizați și alte. O să mai avem și alte evenimente culturale în luna următoare, însă noi ne-am exprimat dorința de a avea parteneriate cu majoritatea instituțiilor. De exemplu, întrevedem un parteneriat destul de solid cu Arhiepiscopia Râmnicului, cu Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea, cu Muzeul Județean Vâlcea. Am avut deja un prim eveniment cultural, o expoziție de icoane de sticlă la Muzeul Satului Vâlcean, cu Memorialul Nicolae Bâlcescu. Pe data de 3 iulie avem un proiect comun, este Festivalul Național de Poezie Patriotică, dar și din nou Rapsodia Vâlceană îi va delecta pe locuitorii acestei comune cu cântece specifice. E foarte interesant zonei. Și vrem să participăm, pentru că oamenii când aud așa, a căzut în desuetudine acest cuvânt de patriotism, îl înțeleg greșit. Bine, este și de înțeles, poate, pentru că până în 89 patriotismul era de fapt cultul personalității conducătorului, știți? Dar poate pentru anumiți oameni patriotismul, noțiunea de patriotism s-a cam diluat, dar tocmai acesta este unul din rolurile instituției pe care eu vremelnic o conduc, să clarific anumite termeni și anumite noțiuni, iar patriotismul este unul din acești termeni, el rămâne atașat atât de valorile tradiționale ale culturii românești, cât și de țara în care ne desfășurăm cu toții cred existența. Cred că vă gândiți și la un parteneriat cu Inspectoratul Școlar Vâlcea, pentru da, că atunci când vorbești de tineri, vorbim de tineri și ne bucurăm chiar să aici ar trebui poate mai mult. În curând, eu am, în proiectul meu de management, am învizajat un concurs al tinerilor
dramaturgi și în acest scop o să am nevoie de tot sprijinul Inspectoratului Școlar Vâlcea în acest sens. Da. Și cu clubul, și cu Palatul Copiilor am discutat despre un eventual parteneriat pe care îl vom desfășura cred în viitor. Cred că vă gândiți și la anumite tipărituri, nu? Anumite cărți pe care ar trebui să le tipăriți, ca tocmai în această idee a promovării culturii tradiționale populare. Unul dintre proiectele majore în acest sens este elaborarea unui volum cu istoria acestei instituții, care să fie lansat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de existență acestei instituții și coincidență cu 100 de ani de la Marea Unire. Da. Deci este o istorie bogată, aveți ce să scrieți despre oameni, fapte, despre evenimente culturale care au făcut istorie, așa cum sunt ele. Ceea ce a fost bun, desigur, trebuie păstrat și promovat în continuare și găsite și alte căi spre a ajunge la comunități, așa cum spuneați, comunitățile locale, la tineri pentru a-i atrage spre acest domeniu și spre acest sector. Eu am gândit o serie de proiecte în acest sens. Unul dintre proiectele de bază este Etnocultura Vâlceană. Acest proiect se adresează anumitor comunități care prin natura geografică, dacă vreți, sau administrativă, sunt mai izolate, care să pună în valoare anumite abilități ale tinerilor în acest domeniu al culturii tradiționale. Da. Am observat, de exemplu, vă întreb, domnule director, am observat că în ultimii ani a fost o explozie de tineri care au venit spre cântecul popular. Însă, desigur, din această mare, nu știu cât poți să alegi, pentru că mulți chiar nu au talent. În schimb, sunt promovați. Aici, cred că și dumneavoastră vă confruntați cu astfel de lucruri, pentru că sunt mulți care își doresc, au pasiunea asta. Dar cineva trebuie să le spună că sunt pentru, sau nu sunt pentru această chiar astăzi am avut pasiune. Niște contacte cu niște tineri cântăreți, dacă vreți, care sunt destul de talentați și pe care centrul va încerca să-i promoveze. Absolut. A existat o oarecare selecție înainte. Că sunt și foarte mulți care vor performa alături de Orchestra Rapsodia Vâlceană. Și atunci trebuie ales cei mai buni și cei mai, nu neapărat, cei care sunt împiși mai mult în față. S-a făcut o selecție atât în funcție de calitatea nativă a vocilor, dar și în funcție de repertoriu pe care aceștia îl interpretează. Vocile trebuie lucrate, că nu e vorba. Ele se mai și schimbă, sunt anumiți adolescenți care își schimbă vocea și, mă rog, ulterior se va vedea dacă într-adevăr va confirma sau a fost decât o efemeridă. Și asta e adevărat, mai ales că iau vocea în schimbare. Vă spun, am văzut de multe ori tineri și împinși de la spate de părinți, crezând că au talent, dar săracii mai mult îi chinuie, să spunem așa, pentru că unii chiar nu sunt pentru asta. Poate au alte veleități, au altceva mult mai bine dezvoltat, să spunem. Dar nu e rău că vin spre domeniul. Înseamnă că încă mai trezește cântecul popular, portul popular. Am văzut și la această paradă a ei foarte mulți tineri care se mândresc că poartă costumul popular, unele costume foarte, foarte vechi, de sute de ani, costume foarte vechi, moștenite de la bunici. Ați văzut și a participat și grupul moștenitorii din Pietrare au participat la această paradă, iar aceștia dețin unele din cele mai interesante costume populare. Ei au colaborat destul de bună cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea și în acest sens aș vrea să-i mulțumesc domnului profesor Diaconu, care îi coordonează foarte bine și care se implică în toate evenimentele la care noi l-am invitat și la care dumnealui a avut bunăvoință să... Din Comuna Pietrari. Da. Iată că de multe ori poate unii vor să iasă în evidență și să aducă elemente noi, așa cum se întâmplă la ceramica de Horez, când albastru acela cuprinde toate taierele de Horez și nu mai seamănă cu absolut nimic autentic. Și nu este binevenit. Da.
Când ei ar trebui să păstreze exact acele motive de pe șoarțele, de pe cămășile, de pe iile tradiționale românești? Pentru că avem aici o zonă de interferență în Vâlcea, interferență culturală, avem și zona aceasta a Ardealului, avem și Muntenia, pentru că suntem foarte aproape de Argeș, dar avem și Oltenia, zona de Da. sud, de Există Brâncoveanu. o serie de subzone. Vâlcea este renumită pentru bogăția costumelor populare și, așa cum ați spus și dumneavoastră, aș vrea să mai completez, există și influențe muștelene, care Acum, sunt diferite de cele muntene. da. Există influențe Se gorjene, particularizează, da. iar la contactele cu județele Dol și Olt, Se schimbă, influențe naturalist. particulare din zonele Deci, respective. vedeți? Dar există și un costum tradițional vâlcean, care s-a consacrat prin anumite elemente ale iei și ale Foarte portului. interesant. Deci sunt foarte multe costume, varietăți ale costumului M-ați popular. provocat acum să facem o emisiune chiar referitoare la portul popular, dar atunci va trebui și cu imagini și să explicăm exact aceste. Poate mulți ar dori să afle de unde vin aceste simboluri, aceste tradiții și cum se perpetuează ele. Domnule director Sabin Lungoci, director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, vă mulțumim și vă mai așteptăm și la VTV și la emisiunea Recurs la Istorie și vă urăm succes să aveți parte numai de bucurii din această funcție și să păstrați cât mai mult. Să se bucure toți, practic, de ceea ce faceți dumneavoastră în fruntea acestei instituții. Și eu vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră și dacă mă veți mai invita, eu o Sănătate. să onorez cu plăcere invitația adresată. Da, vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, că urmăriți în fiecare duminică Recursul la Istorie. Vă așteptăm, așa cum v-am obișnuit, duminica la orele 20. La revedere!